Matei, capitolul 22, versetele de la 34 la 40. Când au auzit fariseii că Iisus a astupat gura saducheilor, s-au strâns la un loc. Și unul dintre ei, un învățător al legii, ca să-l ispitească, i-a pus următoarea întrebare. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprind toată legea și prorocii. Amin. Tată care ești în ceruri, stăm înaintea ta și în numele Domnului, acum după ce ne-ai iertat păcatele mărturisite, după ce ne-ai ascultat rugăciunea și ne-ai binecuvântat, te rugăm, inspiră-ne și dă-ne cuvântul tău. Hrănește-ne prin Evanghelia ta, corectează-ne, disciplinează-ne, învață-ne și ajută-ne să ne apropiem de tine, să ne pocăim mai mult și să creștem până când vom asemăna cu cel pe care l-ai trimis să fie exemplul tău pentru noi, Domnul Iisus Hristos. Tată, noi știm că Duhul Sfânt este aici, pentru că este biserica ta, este Evanghelia ta și aceasta este împărăția ta. Te rugăm, lasă-L pe Duhul Sfânt să ne cerceteze. Te rog, lasă-L pe Duhul Sfânt să ne învețe. Te rog, lasă-L pe Duhul Sfânt să ne umple, Doamne, și să nu mai existe nimic din noi decât din Tine. Doamne, lasă-L pe Duhul Sfânt să lucreze. Ne deschidem inima larg și te rugăm, umple-ne de prezența Ta, de cuvântul Tău și de Duhul Tău. Și fă lucrul acesta cu fiecare persoană care este aici. Doamne, îți mulțumim că vei face aceasta. Ne încredințăm în mâna Ta și îți mulțumim că ne-ai ascultat. Amin. Slavă Domnului! Vă invit respectos să vă reocupați locurile. Mai ascultăm încă o cântare de cor, apoi ascultăm cuvântul Domnului. Astăzi am citit din Scriptură, Geneza 36 și 37 și Matei, capitolul 12. Prin harul Domnului, duminică ne vom aduce împreună aminte de tot ceea ce am citit în această săptămână din cuvântul Domnului. Frați și surori, în această seară vă rog să-mi îngăduiți să continui ceea ce am început duminică de dimineață. Prin ajutorul Domnului. Noi nu vom ști niciodată ce vrea Dumnezeu să facem dacă nu vom avea din, dacă nu vom afla, nu vom afla din Scripturi. Pentru că singurul loc în care Dumnezeu ne spune despre El este Biblia. Foarte mulți dintre noi facem din experiența personală Biblie. Sau din experiența altora facem Biblie, uitând că experiența noastră poate fi bună, dar este valabilă doar pentru noi, adică un individ între cei 6 miliarde. Biblia însă n-are un caracter local, ea este universală pentru tot pământul. De aceea ar fi înțelept din partea noastră să nu facem nici din experiența noastră, nici din a altora, oricât de mare ar fi ea, Scriptură, pentru că canonul biblic, adică Scriptura, s-a încheiat de mult și la ea nu se va mai adăuga experiența niciunuia dintre noi. Tocmai de aceea, în seara aceasta, alături de toți oamenii lui Dumnezeu care trec rânduiți de Duhul Sfânt pe la microfon, pe la amvon, aș vrea și eu să vă rețin atenția cu lucruri care socotesc că sunt atât de importante în anul acesta, încât ne permitem să ne oprim activitatea, să venim aici și împreună să ne gândim la ele. Ele sunt lucruri pentru noi, dar și pentru viitorul bisericii și copiii noștri care vor deveni, până când Hristos se va întoarce, biserica lui Dumnezeu. Tot ceea ce noi învățăm din carte nu vom putea să împlinim dacă nu va fi Duhul lui Dumnezeu în noi să ne ajute să împlinim. Vom rămâne niște oameni care cunoaștem cuvântul Domnului, dar în viața practică vom rămâne în urmă cu împlinirea. De aceea, pe de o parte trebuie să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelie, iar pe de cealaltă parte trebuie să primim umplerea Duhului Sfânt care să ne ajute să înfăptuim. Asta îi spune Domnului Nicodim, din apă și din Duh. Duminică dimineața, alături de cei cu care ne-am închinat în casa Domnului,
Am vorbit despre primele două scopuri dintre scopurile Bisericii lui Dumnezeu. Și ca să aflăm scopurile Bisericii Betania, atunci îl lăsăm pe Luigi Mițoi să ne spună ce are el în cap, cum a fost la Giurgiu. Ori, niciodată la Betania în Chicago nu trebuie să fie ca la Giurgiu, dar nu trebuie să fie nici ca la Arad, nici ca la Timișoara, nici ca și la Cluj, nici ca și la Călăraș, și trebuie să fie ca în Biblie. De aceea, în această seară, continuăm să învățăm cum este în cuvântul Domnului. Dacă dumneavoastră socotiți că undeva nu este bine, aveți libertatea la sfârșit să mă așteptați și să-mi spuneți: frate Luigi, acolo nu a fost bine și uite cum este bine. Eu sunt fratele dumneavoastră, pe lângă faptul că sunt pastorul dumneavoastră, sunt fratele dumneavoastră, vă stau la dispoziție tuturor, am inima și ușa deschisă să veniți și să-mi spuneți dacă undeva socotiți că nu este cinstit. Cel mai bine ar fi să-mi spuneți mie, nu altora, pentru că dacă aud alții, eu n-aud, dar dacă îmi spuneți mie, aud eu și nu aud alții. Haideți să revenim, frați și surori. Am vorbit despre faptul că Domnul Iisus Hristos, Apostolul Petru și Apostolul Pavel au spus și au făcut anumite lucruri. Prin faptul că ei le-au spus și le-au făcut, înțelegem că acele lucruri sunt importante pentru Dumnezeu. Așa că noi găsim cu cale să le repetăm. Noi nu vom ști ce trebuie să facă Biserica Betania, dincolo de faptul că se adună aici, cântă și predică, dar asta nu e ceea ce trebuie să facă biserica. Fraților, Biserica lui Dumnezeu n-a fost făcută să cânte și să predice unii altora între zidurile acestea. Biserica lui Dumnezeu are o menire mult mai mare. Ea este instrumentul lui Dumnezeu pentru ca el să-și atingă interesele în lume. Și în seara aceasta vom continua ceea ce am început duminică dimineața. Vom observa ce a făcut Domnul Iisus Hristos, ce a învățat Domnul Iisus Hristos, ce a învățat Apostolul Petru și Apostolul Pavel, și în felul acesta vom afla care au fost lucrurile importante pentru ei, adică prioritățile pentru ei. Și noi vom repeta, știind sigur că nici învățătura și nici practica Domnului Iisus și a apostolilor nu ne va duce în altă parte decât în cer. Haideți să continuăm să cercetăm cuvântul Domnului. Duminică dimineața am observat că Domnul Iisus Hristos a făcut evangelizare și a poruncit ca biserica să facă. La fel, Petru și Pavel a poruncit ca biserica să facă evangelizare. De asemenea, în seara aceasta spun doar un singur gând legat de acest aspect. Întotdeauna să faceți diferență între funcția evangelizării și metoda evangelizării. Funcția este universală, metoda este temporară. Fraților, încă o dată, funcția este universală, metoda prin care se exprimă funcția este de moment. Adică, evangelizarea care este funcție trebuie să funcționeze tot timpul. Metoda prin care se face într-o anumită țară, într-un anumit continent, într-o anumită biserică, într-un anumit timp din istorie, este diferită de cum se face în alt continent, în altă țară și într-un alt moment din istorie. Bună oară! În România poate prinde cel mai bine evangelizarea publică, pentru că fiind între români, vin mulți când inviți la un serviciu public. În Chicago, pentru că trăim într-o țară de altă naționalitate și noi suntem emigranți, evangelizările publice nu sunt foarte pline de succes. Dar probabil că metoda poate fi alta. Probabil prin televizor, probabil evangelizare personală, probabil. Metoda prin care exprim funcția evangelizării nu e importantă. Nu metoda e sfântă, funcția e sfântă. Adică evangelizarea trebuie făcută indiferent cu ce metodă. Indiferent că îi dai o broșură, indiferent că îi predici pe Iisus, indiferent că îl aduci la adunare, indiferent că îl inviți să vorbească cu păstorul, indiferent ce metodă folosești, funcția, adică evangelizarea, trebuie făcută. Noi ar trebui să ne înarmăm cu mai multe metode, pentru că atunci când pescuiești cu mai multe cârlige, șansa să prinzi peștele e mai mare decât atunci când pescuiești cu un singur cârlig. Al doilea lucru despre care am vorbit duminică dimineața a fost ucenicizarea sau maturizarea sau creșterea spirituală, creșterea în credință, edificarea, consolidarea sau indiferent ce cuvânt folosim, vorbim despre același lucru.
Adică oamenii intră în împărăția lui Dumnezeu prin evangelizare, evanghelistul aduce în biserică, o metodă de evangelizare îl prezintă pe Iisus și îl acceptă prin credință ca mântuitor și vine în biserică. De cele mai multe ori, în cele mai multe biserici, toată povestea se încheie aici. El este aruncat pe un raft numit bancă și acolo săracul rămâne până la adânci bătrâneți, fără să se ocupe nimeni de el și să-i spună că el trebuie să crească. Trebuie să facă clasa 1, a 2, a 3, a 4, liceu, facultate, pentru ca să ajungă la înălțimii lui Iisus, la înălțimea plinătății lui Iisus. Iisus n-a fost un ignorant și un neștiutor pe o bancă în sinagogă. Iisus a fost crescut, matur, desăvârșit și nu vom ajunge desăvârșiți dacă îi lăsăm pe frați pe bancă fără să învățăm Evanghelia, crezând că învață poliția, guvernul, insurențul sau nu mai știu cine. Noi avem calitatea de învățători să-i chemăm pe frați și să-i învățăm cuvântul Domnului. Pentru că cuvântul ne spune, El, adică Iisus, i-a dat pe unii evangheliști, dar i-a dat pe alții învățători. I-a dat pe unii dirijori de cor, dar pe alții dirijori de fanfară. I-a dat pe alții lideri de worship, dar pe alții dirijori de orchestră. Și chiar dacă toată e muzică, e diferită. Și spuneam că de cele mai multe ori privim cu tristețe la oameni care au timp de 20-30 de ani de pocăință, dar sunt piperniciți ca și maturitate. Nu cunosc Scriptura, nu cunosc voia lui Dumnezeu, mintea le e plină de prejudecăți ale fraților de pe nu știu unde și din experiența și învățătura altora au făcut Scriptură, în timp ce această carte nu o cunosc, nu o citesc și pentru ei nu este importantă că ei sunt plini de învățături date de oameni care par mai sfinte decât Evanghelia. Fraților, nu ce spun eu este Evanghelie, ci ce este între aceste două coperți este Evanghelie. Nu are importanță cât de public și celebru este omul care vă vorbește, ci important este ce spune. Dacă ce spune el nu este între aceste două pagini negre, atunci Biblia spune să fie anatema învățătura lui. Așa spune cartea. Că noi mai avem puterea să facem asta sau nu, este problema noastră, dar răsplata va fi pe măsură. Așa că, dacă socotiți că una dintre învățăturile mele nu sunt conținute de Biblie, fraților, eu vă rog să le uitați, dar să-mi spuneți și mie ca să le uit și eu. Revenim la cuvântul Domnului. Oamenii care prin evangelizare devin frați și surori, se botează în apă, sunt născuți din nou și vin în biserică, trebuie să fie implicați într-un proces, nu mai e eveniment. Fraților, sfințirea nu e eveniment. O adunare, adunarea de joi seara e un eveniment, adică de la 7 la 9 suntem aici, e un eveniment de 2 ore. Sfințirea unui om nu e un eveniment. Sfințirea unui om e un proces care ține de când e evangelizat și intră în biserică până când îl ia Domnul acasă. Și procesul acesta durează 10 de ani cât trăiește omul și niciodată nu-i sfinți pe destul. De aceea tot timpul trebuie să continuăm procesul sfințirii. Fraților, sfințirea nu e un eveniment. Evangelizarea e un eveniment. Îi spunem de Hristos, El îl acceptă și vine în biserică și devine frate. Dar apoi urmează ceea ce nu mai e eveniment. E proces, adică un proces care durează restul vieții lui, sfințirea. Pentru că numai cine va răbda până la sfârșitul procesului. Domnul spune, până la sfârșit va fi mântuit. Nu-i suficient să crezi la o evangelizare și să nu mai aibă importanță cum te comporți după aceea. Omul trebuie să crească spiritual. Cum? În toate privințele. Să învețe să devină înfrânat în vorbire, înfrânat în gândire, înfrânat în simțire, înfrânat în relație, înfrânat în tot ceea ce face. Niciunul dintre noi nu-i desăvârșit, pentru că suntem într-un moment al procesului de șlefuire, de perfecționare, de desăvârșire. Dar în fiecare zi suntem mai buni decât ieri și mai răi decât mâine. De ce? Pentru că mâine vom fi mai buni decât astăzi. Pentru că tot timpul e un proces. Adică în fiecare zi suntem mai buni decât în ziua din urmă. E un proces. Domnul a făcut asta, Domnul a învățat asta, Petru și Pavel au învățat aceste lucruri. Pentru că vi le-am spus duminică de dimineață, nu vi le mai spun acum. Dar continuăm acum și citim alte texte biblice care ne vor prezenta alte scopuri ale Bisericii lui Dumnezeu. Și aflând care au fost scopurile Domnului, știm care trebuie să fie scopurile Bisericii Betania. Pentru că noi astăzi
Fixăm scopurile Bisericii Betania, nu cum a fost la Cluj, la Giurgiu, la Arad, Timișoara sau Oradea, ci așa cum e în Biblie. Deci, haideți să vedem cum e în Biblie. Ioan, capitolul 17, versetul 4. Ioan, capitolul 17, versetul 4. Eu te-am proslăvit pe pământ. Eu te-am proslăvit pe pământ. Aceasta a fost activitatea Domnului Iisus Hristos prin exemplu personal. Haideți să vedem care a fost activitatea Domnului Iisus Hristos prin învățătură. Deci exemplu personal și învățătură. Matei, capitolul 22, versetul 37. Matei, capitolul 22, versetul 37. Citim cuvântul Domnului. Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Care scop l-a avut Domnul Iisus prin exemplu personal când i-a spus: Tată, te-am proslăvit? Și care scop l-a avut prin învățătură când a spus: iubește-L pe Dumnezeu, proslăvește-L pe Dumnezeu cu tot cugetul, cu tot sufletul și cu toată inima? Haideți să mergem la porunca lui Petru și să observăm că ea este aceeași ca porunca Domnului Iisus Hristos. Știm că Petru vorbește în fapte. De aceea citim cuvântul Domnului din capitolul 2. Versetele 42 și 47. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Versetul 47. Ei lăudau pe Dumnezeu. Stăruiau în rugăciuni, îl lăudau pe Dumnezeu. Cine spune asta? Haideți să citim și ce spune Pavel. Efeseni, capitolul 4, versetul 15. Folosim metodele pe care le-am folosit duminică de dimineață. Efeseni, capitolul 4, versetul 15. Să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul. Capul nostru este Iisus Hristos. El prin exemplu personal a spus: Tată, te-am proslăvit. Asta a fost activitatea mea, viața mea, te-am proslăvit. Când a fost vorba să învețe pe oameni, a învățat același lucru: iubiți-L pe Dumnezeu din toată inima. Petru în fapte, prin Luca, spune același lucru: rugăciune și lăudați-L pe Domnul. Pavel spune același lucru la Efeseni, capitolul 4, versetul 15. Al treilea scop al Bisericii lui Dumnezeu este închinarea. Primul este evangelizarea, al doilea este creșterea spirituală și al treilea este închinarea. Acum, marea problemă este că de multe ori ceea ce pentru mine înseamnă închinare, pentru dumneata înseamnă altceva. Adică nu înțelegem la fel același cuvânt. Întotdeauna comunicarea a fost lucru cel mai greu în istorie. Pentru că, de fapt, comunicare înseamnă să iau ce e în mintea mea, să pun în cuvinte și trimit cuvântul în mintea dumitale, mi-a tal deșerți și înțelegi ce e în mintea mea. Dar de multe ori ce înțeleg eu prin cuvântul plâns, nu înțeleg și dumneata. De multe ori ce înțeleg eu prin cuvântul închinare, nu înțeleg și dumneata. De aceea de multe ori înțelegeți ce nu spun eu și nu înțelegeți ce spun eu. Ce înțeleg eu prin închinare, fraților? Poate dumneavoastră înțelegeți worship. Worship înseamnă o mică parte din ceea ce înseamnă închinare. Închinare înseamnă sărbătorirea prezenței lui Dumnezeu. Sărbătorirea prezenței lui Dumnezeu e prin prezența noastră, în primul rând. Prezența noastră la casa lui Dumnezeu înseamnă închinare. Sărbătorirea prezenței lui Dumnezeu este prin colectă. Sărbătorirea prezenței lui Dumnezeu este prin cor, prin orchestră, prin grupul de închinare, prin fanfară. Sărbătorirea prezenței lui Dumnezeu este prin cântare comună. Sărbătorirea prezenței lui Dumnezeu este prin rugăciune. Sărbătorirea prezenței lui Dumnezeu trebuie să fie un moment care se repetă în viața Bisericii lui Dumnezeu, care e mireasa ce îl sărbătorește pe mire. Mireasa lui Iisus trebuie să aibă bucurie și trebuie să sărbătorească prezența mirelui și trebuie să o facă nu cu plictiseală, nu cu o față posomorâtă, ci cu bucuria unei mirese care știe că mirele o să vină în curând, o să o ia, o să se unească împreună și o să o ducă în slavă acasă.
asta dă bucurie, asta dă speranță, asta dă liniște și noi spunem slăvit să fie Domnul. În momentul în care noi suntem mântuiți, devenim mireasa Lui. Și în timpul de așteptare până când se va întoarce, noi ne închinăm mirelui. Ne închinăm prin ce facem. Sărbătorim prezența Domnului întotdeauna când ne întâlnim. Sărbătorim prezența Domnului joia. De multe ori, întâlnirile noastre nu seamănă a sărbătoare, ci a priveghi. Dacă puteți să mă iertați, iertați-mă. Dar dacă noi nu sărbătorim un mort, noi sărbătorim un viu. Iisus Hristos nu e un mort pe care îl priveghem acum, cum am făcut eu la fratele Marius Gorcea acum o săptămână și jumătate. La Angelica a murit. Acum noi cântăm în cinstea lui că a înviat, ne cântă inima, ne cântă mintea, ne cântă gura, ne cântă trupul. Eu când mă întâlnesc cu soția mea, nu-i spun ce mă bucur că te văd, ci întind mâinile spre ea și îi spun ce mult mă bucur că te văd. Este încă în Australia și când o să se întoarcă, dacă Dumnezeu va îngădui lucrul acesta, atunci eu așa o să fac când o să aștept la aeroport. Trupul meu o să exprime așteptarea, zâmbetul meu, privirea mea va fi plină de foc. Pentru că e persoana pe care o iubesc și pe care o aștept. Dacă eu l-aștept pe mire, în ce atitudine l-aștept? Eu nu aștept pe gunoier, eu nu aștept pe brutar sau pe strungar, eu l-aștept pe Hristos. Și când mă întâlnesc cu poporul Domnului aici, noi sărbătorim prezența lui Hristos. Sărbătoarea se exprimă prin bucurie, sărbătoarea se exprimă, fraților, prin voie bună. Sărbătoarea se exprimă prin sărbătoare. Închinarea înseamnă sărbătorirea prezenței lui Dumnezeu. E un scop al bisericii. Scopul numărul 4. Citim cuvântul Domnului. Evanghelia după Ioan, din nou luăm Ioan, Matei, Fapte și Efeseni. Și dacă vom avea timp, dacă nu, primul timp pe care îl avem, probabil că vom continua. Ioan, capitolul 17, versetul 12. Ioan, capitolul 17, versetul 12. Citim cuvântul Domnului. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele tău. Eu i-am păzit pe aceia pe care mi-ai dat. Când eram eu cu ei în lume, eram cu ei. Tată, eu cât am fost în lume, nu m-am despărțit de ei niciodată. Tot timpul am fost cu ei. Observați practica, activitatea Domnului Iisus Hristos. Cât a fost în lume, a fost cu ucenici. Nu s-a despărțit de ei, a stat cu ucenici. Așa spune El despre El și noi îl credem. Haideți să observăm care e învățătura Lui. Citim cuvântul Domnului. Matei, capitolul 28. Matei, capitolul 28, versetul 19. Matei, capitolul 28, versetul 19. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Ascultați-mă. Botezându-i în numele Tatălui, în numele Fiului și în numele Duhului Sfânt. Botezându-i în numele Tatălui, în numele Fiului și în numele Duhului Sfânt. Haideți să observăm care este învățătura lui Petru. Fapte, capitolul 2. Fapte, capitolul 2. Citim versetele 42 și 44. Ei stăruiau în legătura frățească. Ei stăruiau în legătura frățească. Domnul Iisus Hristos spune, Tată, eu cât am fost cu în lume, eu am fost cu ei. Eu am avut legătură cu ei. Eu am stat împreună cu ei. Domnul Iisus Hristos spune, duceți-vă și botezați în numele Tatălui, în numele Fiului și în numele Duhului Sfânt. Petru prin Luca spune legătură frățească. Haideți să observăm ce spune Pavel. Efeseni, capitolul 4, versetul 13. Până vom ajunge toți la unire, la unirea credinței. Fraților, care este al patrulea scop al bisericii? Privind viața și învățătura Domnului Iisus și a primilor doi apostoli din grupul apostolilor Domnului. Am observat că primul scop este evangelizarea, aducem oamenii în biserică.
prin comunicarea Evangheliei, prin predicare, prin propovăduire. Doi, îi creștem, îi maturizăm, îi ajutăm să devină mari, nu să rămână mici, chiar dacă trece timpul peste ei. Trei, îi ajutăm pe oamenii aceștia să se închine și să sărbătorească prezența Domnului. Al patrulea scop al bisericii este părtășia. Pentru că părtășia înseamnă unirea familiei lui Dumnezeu. Biblia vorbește foarte mult despre unitate, dar unitatea nu este așa de mult fizică, frați și surori. Pentru că noi stăm împreună 5 ore duminica, 2 ore joia și cam atât. Mai multă unire avem cu soția și cu soțul decât frați și surori. Unirea, când Biblia vorbește de unire, e vorba de o unire spirituală, e vorba de o unire morală, e vorba de o unire emoțională și mai puțin e vorba de o unire fizică. Faptul că stăm împreună, asta nu înseamnă neapărat că suntem frați sau surori. Și Iuda a stat lângă Domnul Iisus. Și Brutus a stat lângă Cezar înainte să-l omoare. Faptul că fizic stăm unul lângă altul, asta nu arată unirea noastră. Unirea noastră este arătată de același scop. Dacă împreună avem același scop, adică vrem la sfârșitul vieții să ajungem acolo, la becul ăla, asta înseamnă că avem unitate. Unitate în idei, unitate în perspectivă, unitate în viitor, unitate în metodă, unitate în cum procedăm, înspre unde vrem să ajungem. Asta înseamnă unitate. Părtășia Bisericii lui Dumnezeu, unirea familiei lui Dumnezeu a fost un scop al lui Iisus, a fost un scop al lui Pavel, un scop al lui Petru și trebuie să fie un scop al Bisericii lui Dumnezeu. Părtășia fraților. Fraților, observați că venim grăbiți, plecăm grăbiți și nu avem timp de părtășie. Citiți în Fapte și veți constata că apostolii mâncau împreună deseori. Stăteau împreună deseori la masă și acolo unul destăinuia, adică îi spunea celuilalt, secretele vieții lui. Îi spunea greutățile prin care trece, greutățile slujbei, greutățile relațiilor și unii altora se descărcau de poverile sufletului. În graba aceasta de a ne vedea, hai și bai, nu, asta nu este părtășie, frați și surori, asta nu e părtășie. Ceea ce facem noi împreună e închinare, nu e părtășie. Nu poți să ai părtășie cu 1000 de oameni, părtășie poți să ai cu 2, 3, 5, cel mult 10. Când grupul în care ești e mai mult de 10-15, aia deja nu mai e părtășie. Ce facem noi acum, asta nu-i părtășie, frați și surori. Pentru că părtășie înseamnă să ne apropiem sufletele și să ne cunoaștem. Scopul părtășiei este cunoașterea, dar nu cunoașterea la nivel de mulțime, ci cunoașterea la nivel de individ. Cât cunosc eu despre sora care stă acolo pe bancă? Iertați-mă, nici nu știu cum o cheamă. Cât cunoaște dânsa despre mine? Nimic. Dar dacă ne-am face timp să ne strângem într-un grup mic și într-o seară să împărtășim viața noastră între 3, 4, 5, 6, eu aș avea timp să spun două vorbe despre mine și casa mea, sora ar avea timp să spună două vorbe despre ea și casa ei, ceilalți 5 sau 10 ar avea timp, dar noi nu mai avem timp de așa ceva, frați și surori. De aceea părtășia în biserică este din ce în ce mai puțină. Deci legătura frățească e din ce în ce mai mică. Înstrăinarea e din ce în ce mai puternică. Și dăm vina pe păstor. Păstorul este de vină. Sigur că păstorul e de vină pentru că nu are niște metode practice, niște proiecte practice pe care să vi le propună și dumneavoastră să spuneți, da frate, asta e bună, asta nu e bună. Dar în anul 2004 noi trebuie să împlinim scopul acesta. Adică trebuie să organizăm anumite momente când suntem împreună. Poate femeile cu femeile și bărbații cu bărbații, adolescenții cu adolescenții și tinerii cu tinerii, cântăreții cu cântăreții și așa mai departe, poate toți la un loc, poate, 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 poate. Dar trebuie să avem ceva. Dacă noi nu ne cunoaștem, cum să se unească duhurile noastre, frați și surori? Noi suntem niște străini unii față de alții. Câteodată suntem mai mult decât străini, dușmani. Dar acoperișul ăsta ne suportă pe toți. Acoperișul ăsta ne suportă pe toți. Dar credeți că e suficient dacă ne suportă acoperișul? Noi trebuie să ne cunoaștem. Să stai lângă fratele și să știi despre el. Amănunte din viața lui și el amănunte din viața mea. Când va ști frământările mele, bucuriile mele,
amănuntele din viața mea. Acum nu mă apuc să-i deschid toată viața și să-i spun totul. Nu, nu mă înțelegeți greșit. Este vorba despre o părtășie frățească. Fraților, trebuie să avem în anul acesta metode să avem părtășie frățească unii cu alții și să ne cunoaștem. Să realizăm că avem același scop, să realizăm că avem același domn, să realizăm că avem relativ aceleași idei și să realizăm că toți ne subordonăm Bibliei și domniei lui Iisus Hristos. Altfel, ni se pare că suntem ciudați unii față de alții, ne înstrăinăm, ne uităm urât unii la alții, în ciuda faptului că acoperișul ne suportă pe toți joia și duminica să fim împreună. Asta nu-i părtășie, fraților. Asta e închinare. Părtășie este altceva. Părtășie este când fiecare are dreptul să vorbească, când fiecare poate să se facă vulnerabil prin faptul că se face de cunoscut celorlalți. Aia e părtășie. Când oamenii prezenți nu au toți timp să vorbească, aia e închinare. Ce facem noi acum este sărbătorirea prezenței lui Dumnezeu. Unul ne conduce de la microfon, restul n-are nimeni voie să vorbească. Dacă se ridică cineva, cu toți râde de el. Dar într-o părtășie frățească, într-un grup de frați, fiecare poate să-și pună oful, durerea, bucuria. Fraților, trebuie să creiem o astfel de momente. Altfel ne înstrăinăm unii de alții și vorbim de părtășie, vorbim de Duhul Sfânt, vorbim de lucruri mari, când lucrurile mici au rămas nefăcute. Ultimul scop al Bisericii lui Dumnezeu. Revin, evangelizare, maturizare sau ucenicizare sau creștere spirituală, închinare, adică sărbătorirea prezenței lui Dumnezeu prin tot ce faci, părtășie, adică posibilitatea să-ți deschizi inima față de frați și surori, crearea unui timp în care să poți și tu să spui ce ai pe inimă. Pentru că acesta e unul dintre marile ofuri ale bisericilor. Frații nu au un timp în care și ei să vorbească. Și acumulează presiuni, 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 presiuni și la un moment dat să umple ca balonul. Și cum vine un ac mic și îl înțeapă, face buf, și atunci ceartă, conflict și supărare. Dacă i-ai oferi omului timp să vorbească, omul dacă are un pic de presiune o scoate și rămâne liber. Dacă se acumulează un pic de presiune, o scoate și rămâne liber. Dar strângem, băgăm cu pompa un an de zile mingea aia aer și sigur că se umflă săraca. Și la un moment dat pleznește. Și când pleznește, face zgomot și te sperie și zici... Pum! Au știut apostolii ce au făcut când s-au întâlnit des. Au știut. Haideți să continuăm să citim cuvântul Domnului și probabil și vom încheia. Ioan 17. Versetul 18 de data aceasta. Cum m-ai trimis tu pe mine în lume, așa îi trimit și eu pe ei în lume. În lume am fost eu, în lume trebuie să fie și ei. Nu în sinagogă? Și în sinagogă. Continuăm să citim de la Matei, capitolul 28. De data aceasta, versetul 39. Iertați-mă, cred că am zis capitolul 28. Trebuia să spun capitolul 22. Deci, capitolul 22, versetul 39. Citim cuvântul Domnului. Iar a doua poruncă, de asemenea, este să-L iubești pe aproapele tău, ca pe tine. Eu nu m-am înjurat niciodată pe mine. Eu nu m-am mințit niciodată pe mine. Eu nu m-am bârfit niciodată pe mine. Eu nu mi-am făcut mie niciodată rău. În momentul în care eu fac celui de lângă mine lucrul acesta, înseamnă că nu-L iubesc și nu împlinesc porunca lui Dumnezeu. Dar aceasta... a fost odată, acum nu mai este. Astăzi ne putem permite aproape orice unii față de ceilalți și rămânem tot pocăiți, tot sfinți și tot penticostali. Hristos Domnul spune, iar a doua poruncă, asemenea primei, este să iubești pe cel de lângă tine, oricât de nesuferit ar fi. Să-L iubești cum te iubești pe tine. De câte ori am venit eu la dumneavoastră să vă spun de soția mea care nu știu ce defecte? Nu v-am spus și nu o să vă spun.
Dar câteodată vin și vă spun de fratele Luca, de fratele Cladovan, de fratele Șovrea, de fratele Marius, de fratele Lorenz, vin și vă spun. De ce? Că iubesc de-aia. Pentru că iubesc de-aia. Și iubirea asta e iubirea unui om care pretinde că-i pocăit. Și noi îi punem notă 10. Și Domnul spune, cine va tăia voi alergarea că voi alergați bine? Haideți să continuăm. Fapte, capitolul 2. Citim cuvântul Domnului din versetul 45. Își vindeau ogoarele și își vindeau averile și banii împărțeau între toți după nevoie. Fraților, noi care tot citim transpirând din Scriptură și tot spunem cu Scriptura așa într-o parte și în alta, versetul ăsta nu-l citim. Noi trebuie să citim toată Biblia. Și versetele care ne plac și alea care sunt puțin mai incomode. Noi pe toate trebuie să le citim. Mă veți întreba, frate Luigi, trebuie să-mi vând casa? Nu, trebuie să citești Fapte, capitolul 2 cu 45. Haideți să citim și învățătura Apostolului Pavel. Efeseni, capitolul 4, versetul 16. Din el, adică din Iisus Hristos, tot trupul, adică biserica, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părți. Acum, pentru dumneavoastră am o întrebare. Și dumneavoastră vă rog să vă opriți și cu mintea luminată de Duhul Sfânt a unor oameni care cunosc Evanghelia, să-mi răspundeți cu voce tare. Observați cum spune Biblia. Încă o dată fiți la Efeseni 4 cu 16. Din el tot trupul, adică din Iisus toată biserica, bine strâns și închegat, prin ceea ce dă, nu fiecare mădular, ci fiecare încheietură. Eu ce sunt, o încheietură sau un mădular? Nu, eu sunt un mădular. Eu sunt unul dintre mădularele Bisericii Betania și Chicago, de 3 luni de zile. Eu sunt un mădular. Mădularul meu este, eu sunt un mădular să vorbesc, să conduc, să organizez, să decid și să răspund. Un alt mădular din partea aceasta, e un mădular să cânte. Ca o pasăre să cânte frumos și prin cânt să-L onoreze pe Dumnezeu și să ne cheme și pe noi să-L onorăm. Un alt mădular stă la ușă și face ordine. Și face ca în sanctuar să existe confort și liniște. Și putem să continuăm. Dar observați că Biblia nu spune că biserica va fi strâns legată prin ceea ce dă fiecare mădular, ci prin ceea ce dă fiecare încheietură. Ce este încheietura? Păi este simplu. Uitați, acesta este un mădular, mâna. Și acesta este alt mădular. Și încheietura este asta. Ce e încheietura? Încheietura este relația dintre mădulare. Încheietura este relația, este articulația, este partea care unește două mădulare. Biserica asta nu 400 de mădulare. Poate să aibă 40.000 să fim primii, frate Onel Șovrea, în statistica pe care ne-o prezentați alaltări. Dacă nu vom avea legături frățești, dacă nu vom fi legați de încheieturi de dragoste, atunci vom fi separați și dușmani unii pe alții. Ne vom urâ, ne vom disprețui, ne vom invidia, ne vom mânca unii pe alții, ne vom bârfi unii pe alții, ne vom critica unii pe alții. Și la baza acestor atitudini drăcești stă invidia și firea. Oamenii ai lui Dumnezeu, trebuie să fim legați prin încheieturi de unitate. Oamenii ai lui Dumnezeu, frații ai lui Iisus Hristos, trebuie să fim uniți prin legături. Nu trebuie să fim separați. Biserica lui Dumnezeu nu e un târg unde fiecare face ce vrea. Noi trebuie să fim uniți sub aceleași limite ale Evangheliei și sub aceeași călăuzire a Duhului Sfânt. În biserică ceea ce face să crească nu e mădularul. Puteți să-l aduceți nu numai pe Luigi Mițoi, puteți să-l aduceți pe Bonche, pe cel mai desăvârșit mădular de sub soare. Biserica lui Dumnezeu nu crește prin separare, nu crește printr-un om pe care îl aduce și îl rezolvă problemele, ci crește printr-un om care prin slujirea lui creează unitate.
Frați și surori, biserica trebuie să fie în unitate. Noi trebuie să știm unul de altul. Dacă eu nu vin mâine la biserică, dumneavoastră trebuie să știți unde sunt eu. Asta înseamnă familia lui Dumnezeu. Asta înseamnă familia lui Dumnezeu. Dar de multe ori eu dispar și întreabă frații, ăsta unde o fi? Geabul lui. Păi aici nu suntem la companie, drăguțule. Aici suntem în biserica lui Iisus Hristos. Aici trebuie să existe unitate frățească. Trebuie să existe încheietură. Mâna asta poate să fie aru Arnold Schwarzenegger. Ați văzut? Acum îl știe toată lumea mai bine decât până acum. Până acum îl cunoșteau numai sportivii. Acum îl cunosc și în domeniul social-politic. Schwarzenegger ăsta a fost Mister Olympia prin 70 și ceva la culturism. A fost omul cel mai plin de mușchi al vremii. Dar brațul lui puternic degeaba îl tai de aici, că dacă nu are legătură cu trupul, nu mai are viață în el. Eu pot să fiu fenomenal. Dacă n-am legătură cu frații, rămân un fenomenal firesc. Dacă n-am legătură cu păstorii, dacă n-am legătură cu biserica, dacă n-am legătură cu frații și surorile de orice vârstă, rămân un fenomenal firesc, care vă încânt, dar în slujirea mea nu există eficiență. Ce produce slujirea mea, frați și surori? Produce ordine sau dezordine? Produce învățătură sau confuzie? Produce unitate sau conflict? Produce aducere de oameni aici mai mulți sau plecarea altora care deja erau? Ce produce slujirea mea? În felul ăsta trebuie să apreciem o slujire, nu în funcție de prejudecățile mele și de gustul meu. Gusturi avem la noi acasă, nu în biserica lui Iisus Hristos. Aici funcționează gusturile lui, nu ale noastre. Că nu-i biserica mea. Să spun eu cum îmi place mie. Mie nu-mi place așa. Dar cine ești, mă, tale, să se facă aici cum îți place? Ultimul scop al Bisericii lui Dumnezeu este slujirea sau lucrarea. Când spun slujire, frați și surori, nu mă refer la cântare, la predicare, la slujbele din interiorul casei lui Dumnezeu neapărat, ci mă refer la slujirea Bisericii ca și ambasada lui Iisus Hristos înspre lume, pentru că slujirea înseamnă demonstrarea dragostei lui Dumnezeu către lume. Noi, biserica, suntem instrumentul prin care Dumnezeu își demonstrează dragostea către lumea pierdută. Dacă noi nu slujim lumii, atunci în ce fel vom demonstra dragostea lui Dumnezeu? Mă veți întreba, frate Luigi, dar Iisus Hristos în ce fel a demonstrat dragostea lui? Am citit cuvântul Domnului din Ioan, capitolul 17, versetul 18, unde Domnul a spus, Tată, cum m-ai trimis tu pe mine în lume, așa ai trimis și eu pe ei în lume. De ce? Să demonstreze dragostea ta. Eu am demonstrat dragostea ta, Tată. Eu am demonstrat dragostea ta prin milă, prin ajutorare. Am întâlnit o văduvă, am ajutat-o. Am întâlnit un păcătos, l-am primit. Am întâlnit pe cineva, i-am predicat Evanghelia. Am întâlnit un orb, l-am vindecat. Am întâlnit un samaritean, pe lângă care a trecut și popa și cântărețul. L-am dus în hanul de poposire. Tată, eu am slujit lumii și așa cum m-ai trimis tu pe mine în lume și eu îi trimit pe ei în lume. Fraților, noi ca biserică nu trebuie să ne ocupăm numai noi de noi, ci trebuie să avem niște proiecte clare, adică niște lucrări de slujire practice și concrete prin care să demonstrăm dragostea divină ce locuiește în biserică către lumea de din afară. În felul acesta vor cunoaște toți că noi suntem copiii lui Dumnezeu. Ura, mărturia noastră negativă, certurile dintre noi, scamatoriile pe care le facem deseori în timpul programului, faptul că ne permitem tot felul de lucruri de care oamenii râd când vin între noi, aia nu e mărturie, fraților, ci e o mărturie negativă împotriva lui Dumnezeu. Deseori vestimentația noastră, comportamentul nostru, lipsa noastră de pietate și de decență în casa lui Dumnezeu, demonstrează, practic, o biserică căzută, nu o biserică în picioare. Noi trebuie să slujim oamenilor din lume.
și să le demonstrăm dragostea pe care a demonstrat-o cel care a fost înainte de noi și a spus, veniți după mine, adică Iisus Hristos. Primul scop este evangelizarea, predicarea Evangheliei. Al doilea este ucenicizarea, educarea poporului evangelizat. Al treilea este închinarea, sărbătorirea prezenței lui Dumnezeu. Al patrulea e părtășia, unirea familiei lui Dumnezeu. Și al cincilea este slujirea, demonstrarea dragostei lui Dumnezeu. Frați și surori, acum ne oprim. Pentru că timpul a ajuns la momentul în care trebuie să punem punct. Și dacă Dumnezeu ne va da o dată viitoare, atunci o vom folosi și probabil vom continua să învățăm despre... Am văzut acum care sunt scopurile Bisericii lui Dumnezeu. Vom continua să vedem că fiecare biserică accentuează unul dintre scopuri în funcție de darurile păstorului. Adică, dacă păstorul bisericii are dar de evanghelist, dintr-o dată el darul acesta îl tot împlinește în biserică și toată biserica devine o biserică evanghelistică. Dar ucenicizare nu se mai face? Dar închinare nu se mai face? Dar părtășie nu se mai face? Dar slujire nu se mai face. Se face doar ce face el. Dar să zicem că avem un alt păstor, un păstor educat și un păstor cu studii biblice. Și ăsta începe cu educația. Genesa, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom și așa mai departe. Și dintr-o dată devenim toți studenți. Dar evangelizare nu se mai face, dar părtășie nu se mai face, dar închinare nu se mai face, dar slujire nu se mai face. Dar s-ar putea să avem un păstor care îi place închinarea, tot timpul cântare, multă cântare, dacă se poate să cântăm de la 7 la 9. Și ăsta pune multă cântare și face multe formații și grupulețe și toată lumea cântă. Dom'le, și cântă biserica aia de numărul 1 în Chicago la cântare. Dar învățătură zero, dar evangelizare zero, dar părtășie zero, dar slujire zero. Sau poate păstorul să fie cu părtășia. Fraților, ne adunăm la rugăciune. Fraților, ne adunăm la stăruință. Fraților, haideți să avem o părtășie. Și biserica aceea e foarte bună în părtășie. Dar evangelizare zero, dar ucenicizare zero, dar părtășie, dar slujire zero și închinare zero. Sau, să concludem în încheiere, zic, s-ar putea ca păstorul să aibă așa o râvnă pentru ajutorare. Și toată ziua, săraci, 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 orfelinate, azile de bătrâni, fraților bani și excelăm. Avem proiecte în România, în Africa, în Afganistan, în Thailanda, în Malaezia. Avem proiecte de nu ne întrece nimeni. Dar evanghelizare zero, ucenicizare zero, închinare zero, părtășie zero. Fraților, o biserică sănătoasă nu e aia care excelează într-unul dintre cele cinci scopuri, ci este aia care excelează în toate cinci în egală măsură. Exemplu cu care închei. Trupul meu are multe sisteme de funcționare. Are sistemul respirator, are sistemul cardiovascular, are sistemul digestiv, are sistemul locomotor, are sistemul osos și mai are câteva, dar mă opresc aici. Zic doar cinci. Acum, când e bolnav omul? Când moare omul? Când toate cinci sistemele sunt stricate sau când doar unul e stricat? Hai să presupunem că facem cancer la plămâni. Moare omul cu cancer la plămâni sau nu? Dar dacă are sistemul osos bun, mai moare dacă are cancer la plămâni? Indiferent de cum e sistemul osos, dacă are cancer la plămâni, moare. Dar dacă are sistemul cardiovascular bun, dar are cancer la plămâni, moare? Moare, fraților. Dar dacă are stomacul bun, ăsta mănâncă, domne, ce vrei și ce nu vrei, poate să mănânce și... Mănâncă seara, noaptea, dimineața, când vrei și ce vrei. Carne de porc, prăjită, chiftele, mititei. Dom'le, nu-i cade nimic rău. Are un sistem digestiv extraordinar. Dar dacă are cancer la plămâni, moare sau nu moare? Moare, fraților. Când un sistem e bolnav, omul moare. Celelalte patru poate să fie perfecte. Am vorbit de cinci sisteme, de cinci scopuri. Biserica Betania poate să aibă pe patru dintre ele... Foarte bine, dar dacă unul nu-l face, arată o boală care conduce la moarte spirituală. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm.